Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Ziua Independenței a fost marcată la Focșani printr-un ceremonial militar și religios la care au luat parte autoritățile, militarii și cetățenii din Focșani. Manifestările au debutat la ora 11 la statuia din fața fostului tribunal. 9 mai este ziua dobândirii independenței, ziua proclamației de independență, pe care în anul 1877 a afirmat-o Mihail Cogălnicianu în Parlamentul României, atunci când ne-am declarat ruperea față de Imperiul Otoman, față de poartă, și ne-am declarat stat unitar și independent. Totodată, 9 mai este și ziua Uniunii Europene, este ziua Marei Familie a Europei, pe care au instituit-o cele 27 de state ce intră în componența Uniunii Europene, la inițiativa lui Robert Schuman, care în anul 1950 a gândit această strategie din punct de vedere economic pentru ca, într-adevăr, marea familie europeană să poată funcționa în condițiile care, după cel de-al doilea război mondial, recesiunea economică afecta absolut întreaga Europa, dar nu numai întreaga lume. Ridică-te și luminează în cuvânt sentimentele țării care te-a născut. Nu pentru tine, ci pentru ea te-a născut. Și ți-a dat viață, nu pentru tine, ci ca să-i o dai înapoi împlinit. Și ți-a dat nume să-l porți. Nu pentru tine ți l-a dat, ci să-l înmulțești, numind-o cu toate numele tale pe ea. Și ți-a dat ție putere de muncă și glorie ți-a dat ție, nu pentru tine ți l-a dat, ci să-i înapoiezi mărită și sporită și dreaptă. Și dușmanii ei ți-a dat ție, ca să-i stârpești și să-i rămâi dator ei cu aceștia, nemai aflându-i tu pe ei. Și te-a încercat cu durere și cu boală, ca să le stârpești și să-i dai ei sănătate măreață. Precum petalele de flori se înalță în vânt cu al lor zbor, dorește și sufletul meu să se înalțe ca un zmeu și să colinde în lung și în lat bătrânul continent visat. Europa, pământul strămoșesc, un leagăn veșnic și nemuritor, grădină vie ce-și scaldă în ape, păduri și flori, dorințele adate. În fiecare stat e o încheietură a continentului fătură, luptând pentru ale sale năzuințe, doar împreună au căpătat și biruințe. Și adunați cu toții la o masă, german, austriac, român, formăm o casă. Olanda cu lalele și mor de vânt, Bulgaria, parfum de trandafir, purtat de vânt. Austria e artă, e muzică, cultură, precum în Salzburg e totul arhitectură.
como el huracán que se va por tu sur. Se ve no, esta noche amore, no lo vi, pensando a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Pace pentru Europa. De la Focșani până în Lisabona, de la Atena până în nord, la Stockholm, dorința de a fi pace e doar una și o poartă în suflet fiecare om. Acum când ard în est Carpații, când Nistrul s-a înroșit de atâta sânge, când mame își îngroapă feciorașii și Dumnezeu din cerul parcă plânge. Acum când necuratul împrăjbește tot ce e uman să-și piardă puritatea, credința să o împărtășim frățește și să păstrăm în inimi unitatea. Ziua Europei a fost marcată ieri la Focșani printr-un spectacol care s-a desfășurat în Piața Unirii din municipiu. La eveniment au luat parte artiști și actori locali. După mai bine de 400 de ani de dominație otomană, la 9 mai 1877, Mihail Cogălnicianu, ministru de externe la acea vreme, declara că România este o națiune independentă și suverană. Doar cu o zi mai târziu, pe 10 mai 1877, la exact 11 ani de când fusese numit domnitor, regele Carol I semnează declarația de independență a României. Ziua Independenței Naționale a României este sărbătorită, cum le știm, începând din anul 2022, la data de 10 mai, declarată zi de sărbătoare națională, însă unul din cele mai importante motive care a stat la baza acestui act normativ a fost restabilirea adevărului istoric și reluarea tradiției istorice din perioada 1866-1947, când ziua de 10 mai era sărbătorită ca zi națională a României. Ziua de astăzi este despre ei, despre eroii națiunii române, care au avut cea mai puternică armă, dragostea de țară. Vă mulțumesc! Astăzi aniversăm 147 de ani de la momentul proclamării independenței de stat, unul dintre cele mai importante momente din istoria devenirii noastre ca stat modern. La 9 mai 1877, ministrul de externe la acea vreme, Mihail Cogălnicianu,
rostea pentru prima dată în plenul adunării deputaților declarația de independență a României și afirma: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. A doua zi, pe 10 mai 1877, Camerele Reunite au proclamat și au votat independența României, iar conducătorul statului român de la acea vreme, domnitorul Carol I, a promulgat proclamația Independența Absolută a României, actul care stabilea înscrierea definitivă a țării noastre pe harta Europei. Suntem parte a Uniunii Europene și a NATO, ceea ce ne conferă stabilitate, siguranță și sprijin pentru modernizare și dezvoltare. Astăzi, la fel ca în fiecare zi, vă îndemn să fiți uniți și solidari, să fim mândri că suntem români și că facem parte din marea familie europeană. La mulți ani, români! La mulți ani, România! În primul rând, vă urez ca săptămâna luminată să vă fie cu bucurie, sănătate și împlinit pe toate planurile. Onorată asistență, este al treilea an de când serbăm pe 10 mai Ziua Independenței Naționale a României, odată cu multiple semnificații istorice. Pe 10 mai 1877, Principele Carol I a semnat proclamația Independența Absolută a României, după ce, cu o zi înainte, actul fusese citit în plenul Parlamentului de către Mihail Pogălnicianu, ministru afacerilor de externe. Iar pe 10 mai 1881, România a fost proclamată regat, perioada imediat următoare fiind una de dezvoltare economică și socială. Pentru noi, bocșănenii, 10 mai este ziua în care, împreună, la Statuia Independenței, le aducem un omagiu militarilor din Regimentul 10 de Lobanți, Putna, care s-au jertfit în războiul de independență. Pe monumentul la care ne aflăm astăzi sunt înscrise numele a 245 de ostași, în frunte cu maiorul Gheorghe Șonțu, erou al luptelor de la Grivița, capitanul Leon Cracalia, sublocotenentul Gheorghe Botescu, vărul maiorului Gheorghe Pastia, titorul Teatrului Municipal și Ateneului Popular din Focșani. Așadar, ziua de 10 mai este deosebit de importantă pentru istoria noastră, dar desemnarea ei pentru a celebra Ziua Independenței Naționale a României a fost una cu se poate de firească. Iar asta înseamnă ca fiecare dintre noi trebuie să-și onoreze propriile obligații față de țară, de județ, de localitate și în mod special față de fiecare dintre ceilalți. Și când spun obligații, mă refer la ceea ce putem și trebuie să facem acasă, la muncă, pe stradă și oriunde ne-am afla, astfel încât să dovedim că merităm să fim urmașii celor care ne-au dat astăzi motive să fim mândri că suntem români. La mulți ani, Focșani, la mulți ani, Vrancea, la mulți ani, România! Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a publicat oferta locurilor de muncă disponibile în județ. În Comunitatea Economică Europeană sunt locuri de muncă în mai multe domenii de activitate, dar este necesară cunoașterea unei limbi de circulație internațională. Săptămâna viitoare va avea loc și o bursă a locurilor de muncă la Focșani și Adjud. Locurile de muncă declarate de către agenții economici din Vrancea pentru următoarea perioadă sunt în număr de 148 în meserii precum agent de securitate, ajutor bucătar, ambalator manual, barman, brutar, croitor confecționer, conducător autotransport rutier de mărfuri, economist șef, femeie de serviciu, frizer, ignifugator,
inginer autovehicule rutiere, inginer mecanic, inginer textile pielărie, inginer tricotaje confecții, inginer zootehnist, îngrijitor animale, mecanic auto, ospătar, patiser, chelner, recepționist, tehnician veterinar, vânzător, vopsitor auto, vulcanizator piese din cauciuc la prese. De asemenea, pentru Comunitatea Economică Europeană sunt vacante un număr de 204 locuri de muncă în țări precum Germania, Letonia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, Olanda și Spania. Cele mai multe locuri de muncă sunt vacante în Norvegia, ca muncitor în acvacultură, 50 de locuri, în Letonia, sudori, 30 de locuri de muncă, în Finlanda, muncitor necalificat la cules de fructe și legume, un număr de 70 de locuri de muncă, și în Spania, șofer autocamion, un număr de 15 locuri de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează în data de 17 mai Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Locația este cea de vis-a-vis de Consiliul Județean Vrancea, adică la galeriile din Focșani. Sunt așteptate la această acțiune, la acest eveniment, persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, precum și persoanele care doresc, din diferite motive, să-și schimbe locul de muncă. Reprezentanții Tribunalului Vrancea și cei ai judecătoriilor din circumscripția sa vă invită să completați chestionare referitoare la percepția activității în cadrul instanțelor judecătorești. Prin intermediul acestui document se va evalua gradul de satisfacție al justițiabililor. Întrebările sunt elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii și fac parte din cadrul unei acțiuni privind strategia de dezvoltare a sistemului judiciar. Pe parcursul anului 2022 a fost adoptată strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, prin implementarea căreia se urmărește să se contribuie la o justiție modernă, eficientă, de calitate și accesibilă tuturor, cu un grad ridicat de încredere din partea populației, susținută de politici eficace de combatere a corupției și criminalității. În vederea aducerii la îndeplinirea obiectivului strategic privind optimizarea funcționării instanțelor judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii a elaborat un chestionar referitor la percepția activității în cadrul instanțelor judecătorești ca instrument pentru evaluarea satisfacției justițiabililor. Respectivul chestionar conține 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 10 minute. Tribunalul Vrancea și judecătoriile din circumscripția sa, respectiv Judecătoria Focșani, Judecătoria Adjud și Judecătoria Panciu, vă invită să completați aceste chestionare. Ele se găsesc în format fizic la compartimentele arhivă din cadrul fiecărei instanțe sau în locuri special amenajate de pe spațiile publice din cadrul instanțelor. Returnarea chestionarelor completate se poate face la personalul de la arhivă și registratură sau în urnele semnalate în acest sens. De asemenea, chestionarul poate fi completat și online. Acesta poate fi accesat pe portalul instanțelor de judecată, pe pagina dedicată fiecărei instanțe vrâncene, la secțiunea informații de interes public. Se arată într-un comunicat al Biroului de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului Vrancea. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 14 grade, iar cele maxime între 20 și 22 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!